Subiectul 1 a 9. Asociază fragmentul din Inocenții de Ioana Pârvulescu cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând în 50-100 de cuvinte o valoare morală culturală comună prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text. Să privim baremul ca să ne facem planul compunerii. Vom fi punctați pentru următoarele. Precizarea unei valori identificate în textul dat. Un punct. Cu sau fără indicarea felului. Nu e obligatoriu să spunem dacă e morală, culturală. Precizarea unui text literar asociat menționând titlul și autorul. Un punct. Atenție aici, dacă nu menționezi titlul sau autorul, riști să pierzi toate punctele, să pierzi punctul întreg, pentru că nu corectorului nu îi se dă opțiunea de a împărți punctul în sutimi. Deci, dacă nu spui autorul, de exemplu, sau titlul, deși dacă nu spui titlul n-ai spus nimic, s-ar putea să pierzi punctul totuși. Câte un punct pentru prezentarea valorii identificate prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text. 2 ori 1, 2 puncte. Câte o secvență relevantă. Normele, respectarea normelor de exprimare de punctuație și a ortografiei. De la două greșeli în sus nu mai primești niciun punct. Încadrarea numărul de cuvinte indicat un punct nu este obligatorie citarea. Prin urmare, a pune citate în compunere așa, fără niciun fel de explicație, n-are nicio valoare. Pe baza acestui barem, am făcut următorul plan. Trei paragrafe. Paragraful 1, două enunțuri. Primul, precizarea valorii. 2. Precizarea titlului și a autorului textului asociat. Al doilea paragraf. Prezentarea secvenței relevante pentru valoarea identificată din textul dat. Unu sau mai multe enunțuri. Și al treilea paragraf. Prezentarea secvenței relevante pentru valoarea identificată din textul asociat. Unu sau mai multe enunțuri. În textul dat, în textul Inocenții, avem o acțiune care scoate în evidență ca valoare, printre altele, prietenia. Poate fi și responsabilitatea, poate fi și curajul, dar este cel mai ușor de folosit, zic eu, prietenia. Un alt text din care reiese că prietenia este o valoare este textul pe care îl aveți în manualul de clasa 8-a, Narcis și Gură de Aur, secvența aceea din romanul lui Hermann Hesse. Sigur, și în Platan o să avem prietenia ca valoare. Deci, prietenia este ușor de valorificat, de aceea am ales-o. Am asociat așadar cu Narcis și Gură de Aur. În primul paragraf, am precizat valoarea morală. O valoare morală identificată în textul dat este prietenia. Scurt, fără complicații. Faceți enunțuri scurte și clare. Tot în primul paragraf, al doilea enunț, prezint textul asociat. Un alt text în care întâlnim această valoare, sau care pune în evidență această valoare, este Narcis și Gură de Aur de Hermann Hesse. Scurt, fără complicații. Și acum mă întorc la textul Inocenții și arăt în ce măsură și în ce secvențe este scoasă în evidență prietenia, ca valoare. În textul Inocenții, un grup de copii se află la schi. Am făcut o micuță introducere ca să arăt despre ce este vorba. Când unul dintre ei se rătăcește pe munte, ceilalți trei nu își abandonează prietenul, ci pleacă în căutarea lui, în ciuda vremii nefavorabile. Iată, folosesc un cuvânt
din câmpul lexical al prieteniei. Prieten. Ca să se vadă că din această secvență prietenia este considerată o valoare, a nu se confunda valoarea cu tema. Nu își abandonează prietenul, ci pleacă în căutarea lui în ciuda vremii nefavorabile. Când îl găsesc cu noroc, îl cară până la cabană cu greutate pentru că se accidentase. Deci, iată, prietenia salvează viața lui Ștefi, înseamnă că prietenia este o valoare, pentru că prietenii sar în ajutorul prietenilor. Din acest fragmentel reiese că prietenia este o valoare. Vă reamintesc, amintiți-vă de Abu Hasan de Caragiale, fragmentul de la început în care Abu Hasan este părăsit de toți prietenii când nu mai are bani. Și acolo este vorba despre prietenie. Tema e tot prietenia, dar acolo prietenia nu este prezentată ca o valoare. De acolo rezultă că prietenii te părăsesc atunci când nu mai ai bani și că prietenia este doar o relație bazată pe avantaje, pe interes. Abu Hasan, fragmentul de la început din Abu Hasan de Caragiale, nu poate fi folosit pentru ilustrarea acestei valori. Deși și acolo e vorba despre prietenie, nu confundați valoarea cu tema. Se vorbește despre prietenie în Abu Hasan, dar prietenia nu este prezentată ca valoare. Nu reiese din text că e valoare. În schimb, din Narcis și Gură de Aur, reiese că e valoare. Prietenia este considerată o valoare și în textul lui Hesse. Remarcați acest și, care înseamnă de asemenea, ca să fac legătura între cele două texte, să le leg. Și acum prezint un pic textul, poate un pic cam mult, dar ca să se înțeleagă. Pentru asta trebuie să cunosc textul, desigur. Narcis și Gură de Aur sunt elevi ai unei școli monahale. Primul este serios, eminent și aparent rece. Datorită calităților lui, devenise ajutor de dascăl. Al doilea, nou venit în mănăstire, este exuberant și visător. Sunt opuși ca temperament, dar se împrietenesc. Iată, un alt cuvânt din... Și aici folosesc un cuvânt din câmpul lexical al prieteniei. La fel ca în primul text, prietenia se manifestă prin solidaritate și responsabilitate. Astfel, argumentul. Când Gură de Aur se îmbolnăvește, Narcis este îngrijorat și îi stă credincios alături, explicându-i pasajele mai grele din cărțile de gramatică, de logică, de teologie. Narcis își ajută prietenul la carte. Nu e chiar același lucru ca în textul anterior, unde e vorba de viață și de moarte, dar și aici prietenia se manifestă prin solidaritate, se manifestă prin responsabilitate față de prieten. Și în acest text prietenia este o valoare.